Bun găsit! Primim avertizări de la Astre, mai ales pentru cei care fac deplasări lungi, să fie un pic mai atenți la drum, dar să fim atenți și cum comunicăm cu apropiații. Pentru berbeci, ziua poate aduce spirit de harță sau, pentru că pun întrebări prea insistente, pot să căi pe cineva, să fie atenți și întreburile pe care le-au de rezolvat să se concentreze bine. Pentru tauri, nu prea au voie să cheltuiască astăzi și pot fi frustrați că trebuie să-și pună o poftă în cui. Pentru gemeni, o zi care aduce un pic de iritabilitate, poate și meteosensibilitate. În tot cazul, sunt influențați de mediu, deci dacă au persoane pozitive în jurul lor, lucrurile decurg mai bine. Pentru raci, liniște și tihnă. Au nevoie de un spațiu în care să-și adune gândurile, nu vor agitație. Leii, cu prietenii se înțeleg astăzi, dar creează tot felul de discuții, mai ales dacă lumea e prea relaxată și leii pot să ciupească pe cineva sau să jignească pe cineva. Pentru fecioare, o zi care aduce sarcini un pic săcăitoare, nu prea au chef de mare efort și totuși cine se roagă frumos de fecioare pot obține de la ele. Le e foarte greu să refuze, dar poate ar fi mai bine așa. Pentru balanțe, călătorii frumoase sau dorință de a călători, sau dacă nu pot călători geografic, atunci se informează altfel, pentru că poate fi și o zi culturală. Pentru scorpion, de evitat discuțiile, mai ales săcăitoare despre drepturi, obligații și bani, special cu persoane tinere sau de la care au ei așteptări foarte mari. Să lase lumea în pace și să se distreze mai bine cu apropiații. Pentru săgetători, ziua este aducătoare de întâlniri care pot fi obositoare, mai ales psihic sau nervos. Tot felul de teme, tot felul de discuții care nu prea și au rostul. Capricornii alargă în stânga și în dreapta, unii pentru aprovizionare, alții poate chiar fac niște lucruri mai deosebite, dar pun osul la treabă. Deci le solicită și brațul, dar și mintea, ceea ce realizează astăzi. Pentru vărsători, distracție, atenție la dozarea distracției, fără excese, pentru că au sentimentul la final că au pierdut timp sau chiar bani și că nu a fost un rezultat prea favorabil. Pentru pești, atmosfera din casă e bine să fie pașnică și tihnită, pentru că mai mult în casă stau sau mai mult cu cei ai casă au treaba astăzi, deci fără discuții supărătoare, fără teme sensibile, în schimb pot fi hărnicuți și pot muta mobila din stânga în dreapta. O zi care ne cere să ne mobilizăm și bine ar fi să avem niște activități recreative pe care le gândim din timp. Mai bine ne vedem și mâine!